În 18 ianuarie 1990 pășea pe pământ românesc primul membru al familiei regale, după 42 de ani. Principesa Margareta a venit cu ajutoare pentru români, însoțită doar de sora sa, principesa Sofia. Guvernul de atunci a interzis regelui Mihai să intre în țară, așa că i-a încredințat primei sale fiice misiunea de a-l reprezenta în România. Principesa Margareta a fost primită și cu bucurie și cu suspiciune. S-au creat tabere pro și contra chiar și printre jurnaliști. Unii au chestionat-o. Cine sunteți? Sunt licențiată în sociologie, științe politice și drept internațional la Universitatea din Edinburgh, în Scoția. Am lucrat în cadrul diverselor structuri ale Națiunilor Unite. După 25 de ani, Casa Regală sărbătorește revenirea prin manifestări ale Fundației Principesa Margareta, un concert și un dineu. Sunt invitate toate personalitățile care au sprijinit-o pe fiica regelui pentru a ajuta copiii bolnavi de sida, bătrânii și tinerii talentați. Vor fi și invitați regali. Principesa Sofia a României va reveni după aproape 25 de ani. De asemenea, alte țase regale, principele Lorenz al Belgiei, Frederic Mitterrand, Jean-Marie Musi, ambasadorul Ordinului Suveran de Malta la Madrid. Fiicele regelui și invitații se vor întâlni cu cei ajutați de fundație. Duminică vor vizita televiziunea română. TVR este una dintre primele instituții pe care a dorit să le viziteze regele Mihai și în 1997, după revenirea definitivă în țară.